Valul de căldură și secetă extremă afectează Europa. Cele mai lovite țări sunt Portugalia și Spania, anunță purtătorul de cuvânt al Organizației Meteorologice Mondiale de la Geneva. După ce în Marea Britanie și Franța au ars peste 10.000 de hectare de pădure în mai puțin de o lună, căldura extremă a acoperit din nou regiunile. Care sunt explicațiile? Aflăm chiar de la Mădălina Bucur, editor al EMNews. Bună, Mădălina, te ascult! Vom avea parte de tot mai multe astfel de fenomene și asta din cauza schimbărilor climatice. Pământul e foarte uscat pe de o parte, iar temperaturile ridicate afectează ghețarii din alt. Îți amintesc de prăbușirea ghețarului din Italia care a provocat moartea turiștilor aflați acolo. În Spania și Portugalia termometrele înregistrează peste 40 de grade Celsius. Chiar în centrul Portugaliei sunt 43 de grade Celsius și de acolo au fost evacuate mai multe persoane din sate din cauza incendiilor, iar mai multe localități aflate chiar în apropiere de Lisabona sunt amenințate și ele de flăcări. În Spania, din 1 ianuarie până în 3 iulie, în țară au ars peste 700.000 de hectare de pădure. Gândește-te că această cifră înseamnă aproape dublu față de media din ultimii 10 ani. Iar temperaturile extreme se prelungește și în Franța până cel puțin la începutul săptămânii viitoare. Pe alocuri vor fi 38 de grade Celsius și în Marea Britanie, cunoscută pentru vremea rece, acolo termometrele vor arăta în jur de 35 de grade Celsius, iar autoritățile fac apel la britanici să economisească fiecare picătură de apă.